Să începem cu Sporting. Da. Cum era Belloni? Sunt părerile împărțite. Era un antrenor dur, era un antrenor... Bine, probabil că fiind român între românii... Nu, era un antrenor foarte dur, în primul rând. Foarte dur, a? Da. Disciplina la el era de fier, că nu accepta să ai derapaje. Țin minte că l-a dat lui Jardel, Mario Jardel, atunci pe vremea aia, cea mai mare amendă care a dat-o vreodată unui jucător, la Sporting cel puțin, pe vremea aia 80.000 de euro, din ce știu eu. 80.000 de euro? Da. Dar cât câștiga nene? Avea un salariu atunci, din câte țin eu minte, de 3,5 milioane euro. Pe an. Pe an. Deci da. Avea 300.000 pe lună, să zicem, și a luat 80.000. I-a luat, dar nu se simțea foarte tare. Nu se simțea. Jardel, la acel timp, a bătut recordul lui Eusebio de goluri marcate în campionatul Portugaliei. Eusebio avea 40, chiar la ultimul meci le galase și a mai marcat două goluri și l-a depășit. Auzi, Marius, ce înseamnă antrenor dur? Adică... Va alerga mult sau ce? Da, portughezii tot timpul pe mine cădea, pe mine îmi spuneau cuvinte urâte datorită lui Belloni, dar într-adevăr i-a alergat mult prea mult și făcea foarte multe antrenamente fără mingi. El avea școala franceză. Așa? Și portughezii nu erau obișnuiți să îi alerge așa mult, ei vreau tot timpul să... Cu minge. Cu minge, da. Iar... Cam așa vor și românii, ca să fim cinstiti. Da, dar domnul Belloni... Pe vremea aceea chiar a făcut o pregătire foarte dură pentru ei. Și ce? Aia te înjurau cea pe românii? Mine mă înjurau, da. Spune lui tăi că tu, ca așa îmi zicea, spune lui tăi că tu, Belloni, să nu mai alergi atât de mult. Să ne lase mai încet, nu? Țin minte chiar jucătorii importați, Joao Pinto, s-au oprit în timpul alergării și nemai putând face efort în acel moment. Și Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Era la început de carieră. Da, era la început. Chiar ne-a mirat când le-a dus nealoții Belloni. Acea frază celebră care a rămas. Eram cu Jardel împreună și vine cu un copil. Avea coșul pe față, era mic, nu știu, 16 ani parcă avea. La acea vreme și ne zice, ăsta e mai bun ca amândoi la un loc. Așa. Și vă dați seama că am început să râd în copilul ăsta. Noi eram pe val atunci, nu marca Jardel, marcam eu sau Joao Pinto, adică eram chiar pe val. Erați vedete. Da, eram vedete. Și am început să râdem. Da, da, da. Jardel chiar i-a zis lui Laszlo Belloni că dacă nu eram eu și cu Marius, erai plecat de mult, ceva de genul ăsta, i-a răspuns într-o glumă. Apoi după antrenament ne-am schimbat puțin părerea. Când l-am văzut ce poate să facă acest copil de 16 ani, avea în primul rând talent, în al doilea rând o forță nativă incredibilă. Chiar pe mine la testele de forță, să zic așa, m-a depășit, deși nu credeam că un copil la 16 ani poate să... Pe tine, care erai o forță a naturii, să zic. Da, care stătea venit foarte mult. Judo, venit din judo, da. Datorită tatălui meu am început să mă duc la sala de forță încă de mic și nu aveam adversar. Nu aveam adversar pe acel timp la Sporting. În schimb, când a venit Cristiano, m-a uimit că nu credeam, l-am mai chemat odată, v-am zis atunci cum eram pe val, cam dictam pe acolo și l-am mai chemat odată să văd cu ochii mei că nu venea să cred că împinge cu așa forță în picioare. Spune-mi, ai mai rămas în relații cu el? Adică ai mai vorbit? Te-ai da, mai până întâlnit? Acum 3 ani am mai vorbit, de 3 ani are telefonul la secret, el și impresarul lui George Mendes, vorbim prin amicii lui care stau alături de el. Da, un tip așa care își dă importanță sau un tip modest cu care se poate vorbi? Deși nu pare, pentru că pare foarte arogant, Cristiano are un suflet foarte mare, este un tip care ajută lumea, este un tip care a crescut de jos, a avut probleme financiare foarte mari după dispariția tatălui său și nu a uitat de unde a plecat și asta mă bucură. Da, am înțeles că face tot felul de donații, muncă de asta, de binefacere, activitate. Da, chiar premiul de la Euro, când a câștigat Portugalia Euro, l-au donat... Casă de copii sau casă de bătrâni și nu știu exact. Ce. Da, Marius, sincer, văzându-l, avea 16 ani, poate 16 ani jumate, ai intuit că va ajunge super fotbalistul de azi, nu? El și Messi împart titlul de cel mai mare fotbalist din epoca actuală. Da, într-adevăr. Îl vedeam ca mare fotbalist, dar nu-l vedeam
chiar în punctul acesta să fie unul dintre cei mai buni din lume și probabil din istoria fotbalului. Chiar nu imaginam că va ajunge chiar acolo sus. Avea de atunci de tent asta, adică... Da, avea o viteză extraordinară. Care arcuri în picioare. Avea o viteză extraordinară, avea o detentă foarte bună. Avea această forță despre care am vorbit, nativă. Și el, în afară că avea această forță nativă, că până la 16 ani nu te dezvolți complet la forță, până la 20 de ani, cam acolo este limita. El avea o forță nativă și funcea foarte, foarte, foarte mult. Chiar mi-aduc aminte, în cameră făcea abdomene, făcea flotări, adică acel timp mi s-a părut că era exagerat. Pentru că și eu făceam înainte de antrenament, făceam după antrenament, dar și în cameră mi s-a părut... Făcea flotări în cameră? Da, făcea flotări în cameră, făcea abdomen, se ducea puțin la oglindă, se uita, era puțin narcisist, ca să zic așa. Nu, lucra non-stop aproape. El visa și zicea de atunci, o să ajung cel mai mare, o să ajung cel mai bun. Vă dați seama că l-am râs. Da, voi râdeați de el. Băi, copile, stai cu minte. Fii mai respectos, că aici sunt grei. Fii și tu mai respectos, respecte, că era un Sapintu, era un João Pinto, era un Pedro Barbosa, era un Julio Cesar care fusese la Real Madrid, câștigase campionatul cu ei. Un Phil Bebb care venise de la Liverpool, adică aveam o echipă cu nume... Da, cu nume altfel, cum să spun, fără să fie obraznic, adică nu era... Nu era obraznic, nici n-avea cum, pentru că îl puneau la punct oricine venea, jucător tânăr, îl puneau la punct cei mai vechi. Da, spun...